Y tine ne mai propune o serie de principii de ghidaj, se numesc guiding principles. Guiding principles sunt practic recomandări care ghidează o organizație în orice circunstanță, dar avantajul este că le putem aplica și noi în viața de zi cu zi. Ne putem baza pe aceste recomandări atunci când adoptăm un sistem de management cum este ITIL-ul sau când vrem să integrăm un sistem de management într-o organizație care deja aplică alte sisteme de management. N-ar trebui să rămânem cu impresia că ar trebui să eliminăm niște principii de acolo. Din contră, ITIL-ul este atât de adaptabil încât se poate mula pe toate activitățile de business și le poate îmbunătăți. Cele 7 guiding principles, evident, încurajează organizația să susțină acțiuni de îmbunătățire la toate nivelurile. Se pot aplica în orice inițiativă, în relația cu furnizorii, în relația cu clienții mai ales. De exemplu, primul principiu, după cum vedeți, este focusat pe valoare. Poate fi aplicat, evident, către toți partenerii, asupra cărora definiția valorii se aplică, evident, ideea că există o analiză a valorii care include inclusiv percepția asupra ei. Și, practic, acest prim principiu, focus on value, ne ajută, ne influențează și ne încurajează ca tot ceea ce facem să fie orientat către a produce valoare, direct sau indirect. Okay? Producerea valorii trebuie să fie pentru toată lumea implicată, nu doar pentru client, nu doar pentru furnizor, nu doar pentru parteneri sau doar pentru angajați. Deci toată lumea trebuie să aibă beneficii într-un mod cumva echilibrat din producerea acelor servicii. Da? Și un element foarte important în această idee este să cunoaștem foarte bine participanții și mai ales să cunoaștem foarte bine consumatorii. Da? Trebuie să înțelegem percepția evidentă a consumatorului asupra valorii și mai ales trebuie să evaluăm de fapt două componente ale consumatorului, pentru că consumatorul are mai multe componente în interior, este o componentă cu care negociem de obicei, este așa numitul customer, okay? Care stabilește detaliile de livrare a serviciului, stabilește cerințele, specificațiile, practic el participă la negociere și semnează și își asumă rezultatele în urma folosirii acelui serviciu. Dar în același timp trebuie să evaluăm cumva și experiența userului, deci diferența aceea dintre CX și UX, da? Experiența customerului și modul în care percepe el serviciu, customerul fiind cel cu care am negociat, să zicem, și experiența userului, cel care de fapt folosește serviciul respectiv. Asta este ideea de focus on value, în care tot timpul suntem orientați în tot ceea ce facem pe a produce valoare. Asta ne ajută și să eliminăm mai târziu acțiunile care nu produc suficientă valoare. Apoi, un al doilea principiu pe care iarăși îl putem aplica în viața de zi cu zi și în realitate aceste 7 principii le aplicăm intuitiv. Acum, sigur că dacă le conștientizăm și pe măsură ce le conștientizăm, putem să le aplicăm mult mai pragmatic și cu mai multă atenție și să urmărim, să zicem, aplicarea lor și validarea lor. Când ne implicăm în orice inițiativă de îmbunătățire, evident, nu ar trebui să o luăm de la zero și ăsta este principiul start where you are. Ar trebui să ne bazăm pe ce avem deja. Nu să eliminăm experiența acumulată până atunci, pentru că riscăm, evident, să pierdem timp prețios. Putem pierde chiar din serviciile existente, din tool-urile pe care le avem, nu le folosim, pentru că n-am evaluat posibilitatea că ele să participe la construcția noului serviciu. Deci, de câte ori vrem să dezvoltăm ceva nou, ar trebui să evaluăm ce resurse deținem deja. Și acest principiu îl întâlnim inclusiv în skill-urile de survivors, atunci când, să zicem, ne aflăm într-o situație de criză, într-o situație extremă, nu știu, ne-am rătăcit, să zicem, pe munte. Iarăși, sunt principii care sunt aplicate și acolo, se regăsesc și acolo. Un alt principiu important pe care și voi l-ați confirmat că îl aplicați este progress iteratively with feedback. Okay? Deci acest al treilea principiu ne recomandă să rezistăm tentației de a face totul dintr-o singură etapă. Și e important să împărțim cumva proiectul în iterații mai mici, astfel încât să putem să ne concentrăm eforturile
mai bine asupra ceea ce vrem să obținem. Okay? Ne folosim cât mai mult de feedback pentru a înțelege percepția clientului asupra serviciilor noastre, pentru a controla mai bine activitățile din Service Value Chain. O să vedeți acest sistem care ne ajută să preluăm cererile de la client și să le transformăm în valoare, practic, și pentru a înțelege mai bine cererile care vin și schimbările apărute la nivelul clientului. Da? Deci, progress iteratively with feedback în tot ceea ce facem ca să validăm că ce am făcut, că fiecare pas este în direcția potrivită. Avem collaborate and promote visibility. Comunicarea este foarte importantă pentru că ne ajută să înțelegem foarte bine care este șirul activităților ce se desfășoară, identifică eventualele blocaje, identifică pierderile, transferă mult mai bine un proiect dintr-o zonă în alta. De aceea este foarte important să zicem, să folosim cât mai bine comunicarea, să comunicăm cât mai mult, să creăm un limbaj comun prin care să putem transfera mai ușor knowledge-ul și cunoștințele pe care le-am primit în companie. Apoi avem think and work holistically. Iarăși un principiu important, un principiu care ne ajută să evaluăm de fiecare dată într-un mod în care privirea să fie pe întreg. Iată, este susținut aici aplicarea celor patru dimensiuni pe care le-am discutat un pic mai devreme. Se potrivesc foarte bine. Serviciile sunt construite și livrate bazându-ne fix pe evaluarea aceasta inițială și apoi evaluarea continuă bazată pe cele patru dimensiuni, dar și pe factorii externi de influență. Și ultimele două principii recomandate de sistemele de management, keep it simple and practical, simplificăm pe cât posibil operațiunile pe care le facem astfel încât să ne putem concentra mai mult asupra acelora care produc valoare. Da? E un pas important și către ideea de optimizare și automatizare, pentru că automatizarea ne ajută să reducem costurile, dar în același timp automatizarea poate fi generatoare de costuri. Dacă lucrurile sunt complexe, e foarte dificil să automatizăm ceva. Și atunci există două etape premergătoare care sunt recomandate înainte de a automatiza orice. Și anume, ideea de a simplifica cât putem de mult operațiunile pe care le desfășurăm sau măcar operațiunile pe care vrem să le automatizăm. Și după ce am simplificat, nu e ușor să simplifici uneori, să standardizăm procesele respective, astfel încât să fie mai ușor de automatizat. Deci, iată, simplificare, standardizare. Și atunci ajungem foarte ușor la automatiza, la automatiza foarte ușor cu implicarea minimă de resurse umane, cu implicarea minimă de resurse financiare, etc. Ultimul principiu, chiar Optimize and Automate, vine ca o mănușă acum. Sistemele de management încurajând automatizarea într-un grad cât mai mare a operațiunilor tehnice din cadrul departamentelor de suport, din cadrul service desk-ului, pentru a permite focusarea atenției asupra comunicării, în primul rând, asupra experienței pe care utilizatorul o are cu echipele de suport. Deci, iată, mai mult DevOps în zona de suport pentru a rezolva chestiunile tehnice rapid și mai multă concentrare pe comunicare cu clientul, pe experiența pe care o are clientul cu departamentele de suport. Ea trebuie să fie foarte plăcută, să zicem, ca să folosim un cuvânt integralist, okay? Holist.